Oameni buni, e timpul pentru competiția noastră. Iată și jurații noștri, cei care analizează și stau de vorbă cu cei care își doresc să meargă la Survivor 2025. Bună, Elena, ce faci? Bună ziua, mulțumesc, bine, mulțumesc pentru invitație. Dumneavoastră ați fost la Survivor de câte ori? De două ori. Pentru că odată ați fost la All Stars, nu? All Stars, la All Stars, unde de fapt a fost cei mai buni din cei mai buni, corect? Corect, corect. Și ți-a plăcut? Mi-a plăcut, este o experiență clar unică, o experiență grea, o experiență pe care cred că o trăiești o singură dată în viață. Este foarte greu, dar sunt curioasă cum se descurcă noi concurenți. Uite-te la ei, își doresc foarte tare să meargă acolo și când le vezi privirile inocente de oameni care își doresc să ajungă la Survivor, vreau să te întreb ce le-ai spune? Uite niște priviri inocente de oameni care n-au mâncat o nucă de cocos în viața. Exact. Sau să trăiască doar cu o nucă de cocos. Sunt curioasă dacă sunteți pregătiți să faceți foame, în primul rând. Suntem. Da? Suntem. Sunteți obișnuiți cu asta? Da. O să mai fie... un fasting, mai un... Da, acolo. Da, știu că și eu în general nu mâncam foarte mult, dar vă zic sincer, momentul în care ești acolo și mănânci o nucă de cocos pe zi este ceva înfiorător. Poate acum nu realizați. O să fiți puși în fața faptului împlinit și o să vedeți exact despre ce vă spun acum. Și mai sunt curioasă dacă sunteți bine pe psihic, că asta este un punct foarte. Aici l-avem pe Cristi Mitrea, special adus ca să-i debusoleze psihic. Îi pregătesc, îi antrenez pentru... Dar scuză-mă că te corectez, ei încă luptă pentru că doar unul dintre ei va fi... primul concurent la Survivor 2025. Nu toți vor avea norocul să experimenteze această frumoasă aventură. Cristina, te-au mai sunat candidații? Ți-au mai dat mesaje? Pentru că tu ești un fel de mama lor. Da, mama răniților. Nu m-au sunat, au fost liniștiți aseară. Chiar nu și Ștefan, care zică... de obicei el e cel care mă toacă cu telefoanele, nu. N-au fost să zică merge mail-ul, nu merge mail-ul, merge votul, nu merge votul. A mers totul strună. Perfect. Toate mail-urile, toate voturile au crescut de la un minut la altul. O luptă foarte strânsă. Și o să fie... Alexia, ce faci? Bine, mulțumesc. Cum ai dormit aseară? Puțin stresată, dar vă dați seama că... Nu e ușor, nu? Nu. Dar ai primit mesaje de la prieteni, de la oameni care te-au văzut la televizor să te susțină? Da, am primit foarte multe mesaje. Okay. Încă sunt aproape de mine. Perfect. La tine cum e, Ștefan? Ce să fac? Sunt emoțiile pentru că ești pentru prima dată față în față cu publicul. Până acum ai avut două imunități, repet, pentru cei care se uită la noi. Sunt puțin răcit, probabil din cauza lipsei imunității. Da. Și în rest, trebuie aștept să văd ce se întâmplă. Am speranțe mari și vom vedea. Daria? Eu m-am dormit foarte bine. Ți-ai mobilizat prietenii, grupul? Da, da, toată lumea a ieșit în stradă. E ceva rău de tot. Toată lumea s-a mobilizat. Păi nu trebuia să iasă în stradă, trebuia să trimită mail-uri. Păi da, au ieșit oameni care nu se uită la televizor să știe că trebuie să se uite. De fapt, e strada internetului, dacă stăm bine să ne gândim. Aveți un QR code aici, oameni buni, iar dacă îl scanați, puteți să votați, pentru că încă n-am zis stop vot și puteți să hotărâți cine merge mai departe și cine merge acasă. Alexia, Ștefan sau Daria, poate să fie alegerea dumneavoastră. Alin Răducu s-a salvat pentru că, ce credeți, a câștigat imunitatea. Și acum asta relaxat. Bă, altfel mă crea imunitate, da. Este? Sunt fericit și relaxat. Da. O să simtă și colegii mei ce am simțit eu cândva. Da, da, păi nu, că Ștefan asta a zis altfel când ai imunitate. Da, că și el acum și-a dat seama ce înseamnă să nu ai. Bun. Haideți să vedem cheierii după competiție. Colegul nostru, Sabin, a zis, domnule, haide să mă duc repede să vorbesc cu ei, să iau repede la întrebări, să intrăm un pic în culisele show-ului, ca să-i vedem imediat cum sunt și după ce au ieșit din febra concursului. Priviți și apoi revenim la ei și vă spunem cine pleacă acasă. Nu mai am dat înainte, cred că 20, 30, nici nu știu câte am dat. Am făcut 2000 de puncte. Bă, una nu mi-a scăpat. Una nu mi-a scăpat de pe tablă. Am fost la fel de bun cum a fost și prietenul nostru, Alin Răducu, aici de față, care astăzi cu 26 de puncte are imunitate. Bravo, tată! Bravo! Cum a fost? E presiune, nu e presiune? Prima probă fizică la care tu ziceai că te vei descurca bine și te-ai descurcat. Bravo! A fost presiune pe mine, mă așteptam la o probă mai grea, dar asta era și, a fost și de noroc, recunosc. Dar cel mai important, mi-am ascultat colțul, cum a fost mereu în lupte. Alin înainte să plece, Alin Barica înainte să plece, zicea despre Ștefan că o să aibă mici probleme la probele fizice și uite că s-a adeverit pronosticul ăsta, să știi. Da, dar nu a fost, a fost mai mult de noroc și îndemânare aici. Nu a fost, nu am obosit, n-am făcut nimic.
se va vota și vreau să știu pentru tine care ar fi favoriții. Cu cine îți dorești să rămâi tu în continuare în competiție? Fetele sunt mai presus, am văzut un număr mare, o diferență mare de voturi între noi, dar de Ștefan nu știm nimic, probabil dacă a câștigat de două ori imunitatea e și favorit. Adică nu știu care din ei. Chiar sunt curios și eu să vedem care ar merge mai departe. Alina a câștigat proba, a fost noroc, a fost șansa, a fost concentrare. Cum vezi tu treaba asta? Nu cred că e concentrare. Eu zic să o numim șansă. A avut șansa să, da? Nici la mine, și eu la fel am avut neșansa să, da? Deocamdată nu e o probă grea, dar e o probă în care ți iese sau nu ți iese. Mă simt un om super competent pe partea de aruncări și de țintă, dar uite că ăsta e rezultatul pe care eu l-am scos în momentul de față. Ai emoții, real, pentru treaba cu votul? Sau cum te gândești tu să abordezi asta? Nu, încă nu am partea asta de emoții în momentul de față. Dar mergi mai departe? Ce simți tu așa? Eu simt feeling-ul. Că merg mai departe, clar. Că... Cu cine? Cu Alin și cu mai cine? Hai, zi, gândește-te. Cu Daria sau cu Alex? Cu Daria. N-am mers de mână, n-am mers din încheietură. De unde n-am mers, Alexia? Voiam să merg pe linie dreaptă și mâna mea mergea tot în alte părți. Nu mă asculta, nu voia nicicum. Cumva, acum ești o veterană a voturilor, mai ai emoții, având în vedere că din nou vei conta pe comunitatea ta? Vă dați seama că mereu am emoții, că poate, nu știu cum, nu i-am făcut mândri, să zic așa, că am ieșit data trecută pe primul loc, poate nu mai vor să mă susțină. Tu ai avut uneori momente anti-Ștefan, între ghilimele, ca să zic așa, te bucuri că n-a câștigat el proba asta? După două imunități? Nu pot să zic că mă bucur, nu. Fiecare cu treaba lui. Până la urmă, fiecare am luptat pentru locul nostru în concurs, pentru imunitate. Da. Merita Alin? S-a văzut într-adevăr că a făcut o diferență între noi toți. Ți-ai dori să rămâi o fată între cei doi băieți? Vă dați seama că mi-aș dori. Mi-aș dori să rămân ultima în competiție. Cumva sunt mulțumită de mine, adică... Dar ai fost acolo! Ai fost acolo! Mă oftic. Nu, e primul sentiment care te-a încercat oftic asta de bă, dacă... Mamă, și simțeam că eram acolo aproape și... Oh, mamă, în aserțiunea ta, care vor fi ultimii trei concurenți de la Survivor? Alin, clar? Alin, Alexia, Ștefan. Deci tu ieși. Nu se știe. De ce mă elimin pe mine? Vedem ce o să voteze lumea, corect, coleguțu? Absolut, da. Și eu sunt curios cum este văzut Ștefan din afară. Ideea că oamenii pot să voteze în continuare, având acest QR code aici pe ecran. Da. Oameni buni, de dumneavoastră depinde cine pleacă și cine rămâne. Dumneavoastră hotărâți acest lucru, așadar puteți să votați. Până spunem noi stop, mai aveți timp să votați. Vreau să vă anunț că e și o diferență destul de mică între locul 2 și locul 3, adică se pot întâmpla foarte multe lucruri. Alexia, spune-le ceva oamenilor, poate vor să te voteze sau poate nu vor să te voteze. Da, încă aveți linkul meu în bio, mai aveți timp să, deci să mă unde votați. Unde e bio-ul tău? Pe Alexia, mă găsiți pe Instagram, Alexia Preda 3. Aveți linkul în bio unde mă puteți vota și sper din tot sufletul să mă susțineți în continuare. Ștefan, un mesaj pentru public, pentru că tu ești acum pentru prima dată față în față cu telespectatorii noștri. Nu știi dacă ei te votează, dacă nu te votează, dacă te plac, dacă nu te plac. Eu am la un nivel toată încrederea. Nu mă văd în altă parte decât în Dominicană. Nu știu cum ajung acolo încă în caz, că lucrurile nu sunt așa cum par a fi pentru mine, dar eu acolo, la anul, ajung acolo. Că mi-au un bilet de avion cu... Da, dar tu trebuie să ajungi la Survivor, asta vrei, la competiție, nu? Nu există, sigur ajung acolo. Nu există, acolo ajung, ăla-i locul meu, nu văd altceva. Efectiv, nu-mi imaginez altceva. Deci tu vezi doar Dominicană în fața ochilor? Doar Dominicană văd în fața ochilor. Păi crezi că oamenii te votează? O Dominicană. Crezi că oamenii te votează? Măi, dacă pot să mă gândesc la tot ce s-a întâmplat de ieri până astăzi și am văzut multă mobilizare, n-am crezut că oamenii pot reacționa într-un anumit fel față de mine. De la diasporă, de la familii, la primari, la... S-au făcut grupuri, da, grupulețe. Tare. Vezi că asta cu sondajele am mai văzut noi cum e. Dar avem... Au apărut niște sondaje și au apărut alții, știi? Eu am chiar, mă, banii dau înapoi cu sondajele alea? Chiar. Nu știu, mă gândesc, uite, am ajuns noi la altă discuție.
La ce, ce se la alegeri au fost niște sondaje care n-au avut nicio treabă cu realitatea. Și mă gândesc, firmele care au făcut sondajele dau bani înapoi partidelor? Cum se dau și binelele, verighetele înapoi când nu Bun, Ștefan, deci tu sper ca oamenii să te voteze în continuare, da? Sunt două grupuri mari aici, decizionale. Odată toată lumea care mă susține și știu că mă susține și cei de acasă. Nu știu cei de acasă sunt importanți. Uite aici QR code unde oamenii pot să intre și să voteze. Daria, la tine cum e? La mine e foarte bine. Deci tu e sigură pe tine? Nu că sunt sigură pe mine. E un feeling pe care nu pot să-l explic. Da. Mă simt foarte bine. Adică nu am de ce să mă simt într-un alt fel. Dragilor, să știți că pe mine mă găsiți Daria Sanageanu pe toate site-urile de socializare. Și cât timp mai au să voteze, mai aveți timp la dispoziție, da, poate exact, schimba poate ceva. Să voteze Daria, Ștefan sau Alexia. Adică oamenii de acasă votează. Da. Alin Răducu. Eu relaxat. Ești relaxat, dar fii atent, vreau să răspunzi rapid la trei întrebări. Da. Dar sincer și sincer. Rapid. Dintre toți trei pe care i-ai trimite tu acasă dacă ai avea puterea. Să trimit unul? Da, din ei trei pe care l-ai trimite acasă, pe care l-ai eliminat. Daria. Deci ai eliminat-o pe Daria? M-ai trimite acasă. De ce? Consider ce am văzut eu că nu s-a descurcat la nimic, la nicio probă. Cum? Consider că nu s-a descurcat la nicio probă. Adică Alexia și Ștefan s-a văzut Ștefan. Ceva? Au mai mișcat ceva. Nu mai sunt eu. Nu mai sunt patru împotriva mea. Eu sunt sincer. Deci am mă simt invidios. Din ce s-a întâmplat? Am văzut din da, și acum se zice că Daria a fost eliminată de către tine și eliminată de telespectator. Noi nu știm cum votează lumea. A mai rămas Ștefan cu Alexia, pe care elimin din ei doi. Alex. De ce? Ștefan e mai bun. Cred că deci tu joci politic. Sincer, tu trebuie să-i păstrezi pe ei mai slab lângă tine, nu mai pe ei mai bun. Am înțeles, dar îmi place concurența. Dacă îmi permiți, exact asta voiam să zic și eu, să ridic chestia asta, discuția asta, pentru că ei poate nu-și dau seama, dar participarea la Survivor are două tăișuri. Atunci când vorbești de cel slab și cel puțin mai bun în probe, cum ai spus, pentru că ăsta e criteriul tău când ai spus că Daria trebuie să stea acasă. În mintea mea acolo trebuie să joci într-o echipă la un moment dat sau nu, probabil deci tot așa omul a zis bine ce a zis, zici tu. Nu a zis bine, pentru că în mod normal la plecare eu aș ține lângă mine unul care care e bun. Păi da, și l-a păstrat pe Ștefan, asta a făcut. El a spus că Ștefan e cel mai bun din punctul de vedere. Așa a zis? Da, așa a zis, bravo. Păi asta zic, el a eliminat-o pe Daria. El a eliminat-o pe Daria că a zis că bravo. A eliminat-o pe Daria că a zis că n-are câștigat niciun punct, bravo, apoi bravo. Pe Alexia și pe Ștefan că e cel mai bun îl păstrează. Și spun invers, că e greșit. Nu, și invers, pentru că mai încolo poate să te rănească ăsta care e mai bun la probe. Elena, tu cum gândești? Gândește bine, Răducu? Gândește bine, da. Sunt la fel cum a zis și Cristi. Cred că este important să ții pe cineva puternic până când îți dai seama un pic de cum merg lucrurile pe acolo. În același timp, fiecare este acolo pe cont propriu și trebuie să vă bazați doar pe voi. Clar. Doar pe voi și pe voi. Pentru că uite și ea se bazează doar pe ea. Ți-ai făcut școală de dans, nu? Da, mi-am făcut școală de dans. Și cum merge treaba? Mulțumesc Dumnezeu, bine. Iată, foarte frumos, Elena Marin, oameni buni, școală de dans, imediat o samba. Te aștept la un dans, da. Sau vă aștept cu mare drag. E visul meu, dansul. Bun. Cu genunchiul la Cătălin. Nu, dar punem pe pozaj la dansuri, pozaj, oricum mi zboară genunchiul. Noi trebuia deci, să nicio problemă. La dansez prin Cătălin. Nu, pozaj? Tu oricum pe dansuri ești bun. Pozașul a fost la dansuri la un moment dat, la o petrecere undeva la Brașov și a sărit rotula. Ca să înțelegi corect? Nu, a vrut să le arate o mișcare. A avut o mișcare. S-a solicitat. Mă rog, se îndrepta și către o persoană care cred eu că era nepotrivită în ceea ce îl privește pe el, pentru că soția lui, iubita lui, ca și soție, s-a uitat odată la el și a zburat rotula, știi? Adică, de asta zic. Dumnezeu. Ștefan, stăteai așa relaxat, dar acum se zice că tu ar trebui să elimini pe Daria sau pe Alexia. Pe cine ai eliminat, Ștefan, băiat fin? Deci doar Daria sau Alexia? Aș elimina o Alexia, că am văzut că are putere mare în ceea ce privesc voturile și dat fiind faptul că și dacă aș fi luat toate imunitățile până la capăt, la urma urmei rămân tot la votul publicului și am nevoie să renunț sau să îndepărtez un om de lângă mine care are putere în partea de voturi. Deci, oameni buni, dacă vă place Ștefan, acesta este QR codul unde puteți să intrați, să trimiteți mail-uri. Dacă vă place Alexia, la fel. Dacă vă place Daria, același QR cod. Daria, Daria, ce mai faci? Bine fac. Nu, ți-a căzut fața când ți-a Salin că te-ar elimina. Ce a făcut? Ți-a căzut fața când ți-a Salin că te-ar elimina. Nu, chiar nu mi-a căzut, putem să ne uităm o reluare. Avem imaginile, avem caseta. Da, l-am simțit.
E frică de mine. Nu. Bine. Dacă trebuie să faci ceva în privința asta, n-ai câștigat deloc. De provocat nu o să pot să mă provoci. Și noi trebuie să fim puternici, să-i distrugem echipa adversă. Noi cumva suntem la individuale acum. Da. Bine, eu sunt ok cu părerile, cu părerea fiecăruia, adică nu e... Părerea mea, mai multă încredere în tine și o să fie mai bine. Da, eu iau fiecare părere constructivă ca pe o sfat. Foarte bine. Alexia, tu cum ești? Ești un pic astăzi, cum să zic așa, cu emoții, nu? Foarte un pic stresată. Păi vă dați seama că sunt stresată din moment ce știu că eu și Daria suntem cam la același nivel, să zic așa, cu voturile publicului, dar în ceea ce îl privește pe Ștefan, nu știm unde se clasează și îți dă puține emoții. Tu ce crezi? Lumea îl votează mai mult pe Ștefan sau pe Daria? Nu știu ce să zic. Așa. Aș spera să voteze cu Daria. De ce? Am văzut mult ambiție în Daria și ieri la probe. L-a depășit pe Ștefan la puncte și mi-aș dori să am un om, dacă e cazul să ajung în finală, să ne luptăm așa pe bune. Până acum eu adică cu... Adică tu crezi că Daria e mai puternică decât Ștefan? Da. Ia uite, Ștefan. Păi da, dar tu, Alin, îți spunea mai devreme că Daria e mai slabă, cea mai slabă dintre voi trei. Alin, tu nu poți mi să intervii? Nu mi s-a părut sincer. Daria a fost foarte aproape de imunitate, a avut... Păi Ștefan a câștigat-o. Ea a fost aproape. Care ce imunitate? Ce imunitate? Nu zic nu, ieri, la probă. Anterior, dar a fost la două puncte, sub tine. Am înțeles. Bine, putem vorbi per total pentru toate probele sau strig proba de ieri? Acum suntem atât de bine, da, dar la trei probe. Proba de ieri a fost un pic de îndemânare și la Survivor tu ai probă de îndemânare. Corect, la final. Așa la este, asta mă refer. Așa este, Alexia. Dar acum, Ștefan, mai vine o întrebare pentru tine în genul sosurilor picante. Ești pe o insulă pustie, cu cine preferi să rămâi, cu Daria sau cu Alexia? Eram sigură. E bună, este. Mi-a venit pe moment acum. Cu Alexia. Cu Alexia, de ce? Că doi berbeci nu încap pe aceeași insulă. Exact, da. Cu Alexia. Mulțumesc. Da, cu Alexia. Și tu, Alexia, dacă ar fi să rămâi pe o insulă pustie și ar trebui să alegi între Ștefan și Alin, Răducu, cu cine ai vrea să rămâi? Am să merg pe Alin. Alin a avut, nu știu, probabil a avut mai mult noroc ieri, dar că am văzut că se descurcă mult mai bine la îndemânare. Pe o insulă pustie, păi, nu o să uite, aveți probe chiar, acolo. Ok, chiar de asta se descurcă acolo la mai bine. Viață. Într-adevăr, na, și domnul Ștefan a bătut mai bine cu ele decât Alin, dar... Deci, Alin... Mă duc cu ea, ce să... Vezi să nu mă bată, Ioana. Dar tu ce alegi, Alin? Hai să știi că iubita e geloasă. Nu aleg, mă duc singur. Nu, trebuie să... N-ai cum să te duci singur, asta e ideea. Crezi că noi suntem fraieri când punem întrebările astea? Punem și noi cu skepsis. Păi dacă ea m-a luat, mă duc cu ea. Cu cine? Cu Alexia. Deci tu, dacă ar fi să duci pe insula pustie, cu Alexia, nu? Păi da. Se uită iubita ta acum, Ioana? Se uită. Te-a dus tot ea? Da. A spart da, și pe nu se mai uită. Păi nu, că îl aduce în fiecare zi aici. Îl aduce și ea. E și pisicul în mașină? Nu. L-am lăsat acasă, doarme pe zi. Doarme? Da. Băi, oameni, mai sunt vreo 4-5 minute maxim, cât timp lumea mai poate vota. Vota. Votați, oameni buni, ceva. Ca să nu spuneți că a votat altcineva în locul vostru. Vorbiți cu publicul, spuneți-le de ce trebuie să vă voteze. Iată QR codul unde puteți să scanați și să votați. Atenție mare, trebuie să reconfirmați votul după ce primiți un mail unde trebuie să intrați și să reconfirmați. E foarte important să faceți reconfirmarea ca votul să fie valid. Serios, chiar nu știm ce se va întâmpla. Mai sunt 4-5 minute și vedem cine va pleca sau cine va rămâne. Alexia, dacă pleci, îți pare rău? Nu, am trăit experiența asta minunată, am cunoscut oameni noi, chiar nu-mi pare rău deloc. La tine, Ștefan, ți-ar părea rău dacă pleci? O să-mi ia ceva timp să mă recalibrez așa din toate punctele de vedere, pentru că nu mă văd plecat. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, probabil că lucrurile așa trebuie să fie, dar nu vreau să văd asta ca pe opțiune. Nu există eu plec la Survivor. Ștefan e genul pe care îl dai afară pe ușă și îți intră pe geam. Geam, adică îți intră ce pe geam. Nu e rău să fie așa, nu? Nu e rău deloc. Sulpă, dar veți adoari pe avion. Nu e rău așa. Daria? Să știți că nici mie nu o să-mi pară rău. Eu nu mă las până nu... Vă doriți, mă, dacă nu vă păi, pare dar rău. eu nu mă las până nu mă duc în Republica Dominicană. Da, nu da, e, da, nu da, dar plajă, da, altă poziție. Noi am avut, în materialul de mai devreme, am văzut o altă poziție. Tu ai spus că îi vezi mai departe pe Alin, pe Alexia și pe Ștefan. Da, dar acum nu trebuie să luați totul în serios. Cum ți-ai revenit acum? Păi nu tu ai zis? Păi da, eu am spus, da, acum trebuie să luați totul în serios. Mai glumim și noi. De ce toată lumea e atât de... Ești falsă? Toată lumea e tensionată. La masa 3?
Nu, falsă eram dacă spuneam un nume aleatoriu și nu spuneam ce simțeam cu adevărat. Am preferat să a zic asta. A fost o glumă asta, că tu nu te vezi printre ultimii trei? Da, normal. Ultimii trei? Doar nu credeai okay. că... Să fim serioși. Nu știu, am crezut că păi poate erai de busolată sau... Eu chiar am făcut foarte multe chestii și nu renunț. Eu sunt foarte ambițioasă. Dacă mi-am știu, pus în cap știu, ceva, ambițioasă, de asta chiar mă fac treaba asta. Adică nu mă las. Convingeți publicul pentru că nu cred că ține 100% de ceea ce ai putea face fizic, da? Da, clar. Acum sunteți la mâna publicului. Și da. Doamna Nina mesaj și a zis așa: Măruță, nu mai cu ce să face emisiunea. Lasă-i, dacă vor să se ducă, să se ducă în plata lor. Dacă nu vor să se ducă, să nu se ducă. Păi ce-i trimiteți voi? Lasă-i, dacă vor să se ducă, să se ducă. Doamna... Ce mai împinge? Mesaj de la? De la o telespectatoare, doamna Nina. Bun. Oameni buni, ideea e în felul următor, că dumneavoastră puteți să votați în continuare. Ideea e că dumneavoastră alegeți primul participant pentru Survivor 2025. Așadar, primul concurent pleacă de aici, din platoul emisiunii noastre. Aveți 4 în fața dumneavoastră, au fost 6. Rămâne să vedem ce va vota lumea. Încă mai se poate vota pe acest QR code. Uite-l aici, uite-l aici. Încă se mai poate vota. Nu e mult. Acum, repede, intrați și spuneți: domne, vreau Ștefan, vreau Alexia sau vreau Daria. Dumneavoastră spuneți. Dumneavoastră spuneți. Dumneavoastră spuneți. Ultima 100 de metri, decisiv. E importantă. Decisiv. Orice vot contează. Dacă vreți pe colegii vedeți din regia de emisie. Merg voturile, merg, cum e? Merge, merge votul. Merg ca unse. Deci votează lumea. Ideea e că și pe ultima 100 de metri se pot schimba lucruri. Cine ți inspiră? Da, pe o secundă poate schimba totul. Care crezi că este mai complet? Așa, la prima vedere mi-a atras atenția Ștefan, recunosc. Deci tu pe Ștefan l-ai vedea, nu? Îl văd așa, un bun strateg. Nu știu exact cu partea sportivă cum stă, că este foarte important acolo și partea sportivă. Stau în mâini, sta, da, 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 faci, ai făcut sport, ceva? De când mă știu? Uite, eu ca deci un sfat... Deci să se ducă acolo. Într-o dimineață, nu există dimineață fără o jumătate de oră de un anumit... Cardio? Cardio te ajută la un Survivor. Un pic de cardio, un pic de stretching, un pic de... echilibristic e mult prea zis. Cum se numește, mă, sportul ăla pe care tot zic că... Cel în care îți folosești doar propria ta greutate. Nu. Pilates. Calisthenics, măi. Calisthenics. Okay. Calisthenics. Ah, te ajută și la minte și la trup. Bun, bun, bun. Haide că avem și pe cineva să vină să cânte astăzi la emisiune. Așa că trebuie să ne grăbim un pic, să nu și se pună dimineața. Și să sperăm că nu ne cântă de jale, că... Nu, ideea e felul următor. Să știți că au fost răsturnări de situație, serios, fără nicio chestie. Dar spunem stop vot. Atât a fost să fie. Stop vot! Gata! Gata! Mamă! Voturile sunt închise, oameni buni, se apropie momentul să aflăm cel de-al treilea concurent eliminat. Publicul a votat, o competiție extrem de strânsă. Alin, relaxat, iată-l, cu zâmbetul pe buze, a câștigat ieri imunitatea. Alexia, Daria și Ștefan se află în fața publicului. Ștefan chiar la primul test, așadar unul dintre ei va pleca, vom vedea ce se va întâmpla, iar noi acum așteptăm pliculețul cu voturile. Emoțiile sunt sus de tot. Dar vreau să întreb, Elena, când aveai acolo, când trebuia să știi că vine plicul cu eliminarea, sau la voi cum era, la fel, tensiunea? Cred că s-au fost cele mai mari emoții pe care le-am trăit vreodată. Da. Acel stres, da, mai ales că nu știi efectiv la ce să te aștepți, nu știi ce se întâmplă acasă, nu ești cu telefon, ești efectiv rupt de realitate. Și atunci nu știi la ce să te aștepți. Nu știi dacă te place publicul, da, dacă exact nu te asta place. Asta mi se pare foarte chinuitor. Da, vom vedea ce se va întâmpla. S-a terminat, gata, mai trece o zi, mâine mai avem o probă, poi mâine încă un eliminat și tot așa. Răsuflăm, liniștiți, că acum când e finala? Mic. Finala? Vine. Păi, finala vine. Deci, mamă, vineri acum aflăm cine câștigă? Exact. Vineri aflăm cine câștigă? Aflăm cine pleacă la Survivor. Mâine wow. Probă, da, mâine probă, nu? Mâine probă și vineri... Deci mâine rămân finaliște. Yes. Deci mâine aveți probă și joi rămân eliminare. Doi. Mâine aflăm doi primul probă, joi eliminare. Nu mă, dar păi, de fapt, doi aflăm final, oarecum finaliște, nu? Da. Cine mâine aflăm unul, cum care are imunitatea, cine merge la... Cine are imunitate va fi primul finalist. Hai să vină plicul, vă rugăm frumos, dacă se poate, de la comisia noastră de etică și disciplină, să avem plicul, să vedem cum stau lucrurile. Elena, întâi de toate, mai spune și cum e cu școala de dans, merge treaba? Doamne ajută! Da, merge. Mulțumesc, aștept, bineînțeles, întotdeauna ai loc de mai bine. Ai pentru toți, toate vârstele? Da, de la vârsta de 3 ani până la 60+.
trebuie să mergem și noi. Da, dar serios, mie mi-ar plăcea să merg la dansuri. Eu tot îți povestesc că eu am văzut pe dans. I-am văzut pe niște cetățeni mergând la dansuri și erau mega fericiți și happy, pe bun, chiar foarte fain. Bun. Cruce, Tatăl nostru, Universul. Știi ce e aici? Soarta voastră. Cine se întoarce la serviciu? S-a terminat visul. Oh my gosh. Wow, wow. Wow. Detaliat. What? Eu nu dau seama dacă tremur de la fric sau de la emoții. Și eu tremur. Stai un pic, am ceva de calculat. 4. 24 de voturi. Despart locul 3 de locul eliminatului. Da. Mamă, deci 24. Luptă strânsă. Deci locul 3, eliminatul, are mai puțin cu 24 de voturi decât locul 2. Ne-am dus pe apa sâmbetei, ce strânsă e treaba. Trebuie să anunț cine se salvează. Pentru că o singură persoană se salvează. Cealaltă părăsește competiția. Voi țineți-vă de mâine, coleguțul. Da, da, da. Așadar, favoritul publicului, conform voturilor acordate de telespectatorii noștri, favorit din partea publicului, Ștefan, Daria sau Alexia? N-am mai halită, n-am aplaudat. Asta e întrebarea. Ai fost ocupat. Încă aștept. Favorit. Sau favorit de către publicul emisiunii noastre cu cele mai multe voturi. Vreau să văd sigur că am văzut ce trebuie. Nu faci vreo greșeală, te rog. Nu, că mă gândesc, nu, că apoi... Oameni buni, dumneavoastră ați hotărât să fie salvat, salvată, să meargă mai departe. Alexia! Favorita publicului, oameni buni, Alexia, iată-o, antrenoare de tenis. Câți ani, Alexia? 21 de ani. Ștefan, ce faci, tati? Ce să fac? Am luat-o după. Ce să fac? Ștefan mai se răcorește. Se mai răcorește. Daria, cum e tata? S-ar putea să nu se știe. Da, e clar că încă nu se știe. Tu, Aline? Eu, fericit. N-ai nicio treabă? N-am nicio treabă. Wow. Păi ce facem? Anunțăm acum? Te așteptai să fii favorit sau ce? Mai lasă un pic să respire, colegul, nu știu ce. Să mai respire, erau perfect valabile, nu știam ce. Și diferența dintre locul... Ce crezi că va face departajarea acum? 24 de voturi, probabil. 24 de voturi. 24 de voturi sunt, jur, atât e între Daria și Ștefan, dar nu știm în favoarea cui. 24 de voturi, ca la electorale, deci... Bă, băiatule, băi, 24 de voturi, strânsă treaba. Vreți să anunțăm cine... Trebuie să stăm până mâine, nu-i vreun. Păi nu vrei să știi mai repede? Știi cum e? Te scap de o grijă. Da, da, bine. Cum era, boală lungă, moarte sigură? Sau... Da. Nu vrei mai bine, direct cu asta afli, ori la bal, ori la spital. Daria. Adevărat, da. Ștefane, mai vrei să zici ceva acum că nu mai poți să influențezi voturi nu ceva? Nu mai stipulează niciunul, nimic. Zici, Ștefane. Dacă vreți un om... Păi nu mai au că au votat. Eu știu. Vă zic pentru tura viitoare. Păi dacă mai prins. Dacă prins. Dacă... Daria. Da. Mereu a fost lupta asta între tine și Alexia. Când ai ieșit tu pe primul loc, Alexia pe 2. Când ai ieșit Alexia pe primul loc, ai ieșit tu pe 2. Adică... Să sperăm că e la fel, nu știu. Eu sunt foarte curioasă. Sunt nerăbdătoare să aflăm. Băi, 24 de voturi vă despart. Un pic, cred. Fetelor?
soarta. Noi suntem pregătiți, coleguțe. Dacă ești pregătit, atunci să luăm o scurtă pauză de publicitate și să ne întoarcem imediat. Nu mă mișc.